10, care voi trece, să facem o echipă de 10, acolo undeva. Învățăm să și cioplim la canotcă. Acest festival al meșteșugului traducător dobrogene este în parteneriat cu Consulția în Turcia și pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului președinte Horia Teodorescu. Spuneam mai devreme când suntem la standul cu pastramă și am spus cea mai bună pastramă este făcută în Dobrogea. Oricât ar vrea mijlocul țării, cei din Brașov să spună că cea mai bună pastramă e cea din Ardeal, nu. Cea mai bună pastramă de oaie este cea din Dobrogea. Și discutam cu producătorii, că la un moment dat ne-a dat un coleg să gustăm puțină pălincă și am zis, da, într-adevăr, cea mai bună pălincă rămâne tot cea de Maramureș. Mă bucur că am reușit anul acesta să facem o schimbare, să oferim constanțenilor și tulcenilor altceva decât până acum. Am vrut să convingă și constanțenii și tulcenii de tradițiile dobrogene, pentru că avem 19 etnii în Dobrogea. Și vreau să vadă toată lumea ce înseamnă Dobrogea. O spun că pentru prima și o să o spun în continuu, ultima oară, Dobrogea este cea mai frumoasă zonă a țării. Cum vi se pare tot ce e aici? După cum vedeți, plin de savoare, plin de gust, plin de mirosuri îmbietoare, lângă avem muzică, este tot ce ne putem dori pentru început de toamnă. Pentru a făcut ceva cu ochiul de pe aici? Toate mi-au făcut cu ochiul. Pe unele le-am și gustat, să știți, împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean Constanța, foarte gustoase, produse foarte gustoase. Invit toți constanțenii, toți tulcenii să vină în aceste zile aici la pavilion pentru a gusta din toate bunătățile acestea. E păcat de Dumnezeu să nu vină. Bun venit la Constanța! Mulțumesc, bine v-am găsit! Cum sunt aromele? Dobrogene. Dobrogene Delta aici. Încă o dată Constanța, Tulcea dovedesc că împreună reprezintă o marcă, un brand și că chiar putem să arătăm tuturor ce frumusețe avem, cu ce ne putem ne mândi ca și obiceiuri, tradiții, gastronomie. Îi așteptăm pe toți, că acum vorbesc și în calitate de guvernator, îi așteptăm pe toți în Delta Dunării să vadă și acolo cam ce se poate întâmpla. Vă place ceva de aici? Cred că tot. Dar o să caut partea de afumătură cu pește și produse de pește. Sportiv, ați văzut bunătățile de acum? Am fost mai devreme, am vizitat și am și promis că vin mâine să mă fac portbagajul plin. N-ați gustat nimic? Am gustat brânză, am gustat șoric de aici. Mai mult pe pește el. Da. Căutați peștele sau? Avem și pește pe partea cealaltă. Înțeleg că veniți și cu copii mâine care vâslesc? Păi aștept copiii și părinți și bunici, toată lumea să vâslim mâine împreună. Și mâine și poi mâine bărcile sunt pregătite, dacă aveți timp să trecem și pe acolo, nicio problemă. Mâine de la ora 10 așteptăm pe toată lumea acolo. A venit la Constanța să ne arate din munca lui de o viață. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Mare drag, bine. Cei mai buni meșteșugari din județul Tulcea, din Vișina, din Luncavița, din Tulcea, din Jurilovca. Ce ne arată ei? Tradiții? Ce arată ei? Tradiții, bineînțeles, am adus pachetul turistic întreg, adică tradiții, meșteșuguri și gastronomie, o vezi mai încolo. O să vă gustați celebra noastră ciorbă de pește de la Jurilovca, iar meșteșugarii vin cioplitori în lemn, vin cu gustături ei dobrogene, vin și cu tărtăcuțele pictate din grădina omului, avem un meșter foarte talentat, le pictează, le perforează, face vaze, veioze, obiecte decorative, tot ce mai frumos am adus la sărbătoarea tradițiilor și meșteșugurilor dobrogene. Ce conține? Ce conține coca? Conține apă, sare și atât.
Și umplutura? Și umplutura, carne de vită, ceapă, piper și sare. Și ați prăjit-o înainte sau cum? Nu, 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 crudă, se pune întotdeauna crud. Nu se prepară? Nu, nu, nu se călește înainte carnea, nu, 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 nu. Totul e crud. Eu n-am apucat să mănânc încă, pentru că mi-a fost drag să servesc colegii care sunt aici prezenți, dar mai ales constanțenii, pentru că nu întotdeauna dumnealor au ocazia să vadă gospodinele care sunt reunite în Asociația Gospodinilor Comunei Cumpăna, asociație cu personalitate juridică, că pregătesc în fața lor acest ciuberec tătărăsc, m-au rugat să subliniez că e tătărăsc ciuberecul, ca de altfel și ghiudemul tătărăsc, dar sunt trupoaicele noastre cu care eu m-am născut, am crescut la Cumpăna mea dragă și care fac deliciul, dacă vreți, a tuturor zilelor recoltei la Cumpăna. Miroase de la distanță, adică. Este un produs pe care îl gustăm cu toții. Bineînțeles că aceste gospodine au venit pregătite și cu celelalte produse. Plăcintă dobrogeană, cornulețele făcute în casă, fagurii aceia pe care îi mâncam încă din anii copilăriei. Avem de asemenea chiobete turcesc care este pregătit și pe care aceste gospodine le pregătesc și le și comercializează. În același timp, administrația publică locală, ca la fiecare ediție, vine atât la Expo Agroutil, dar venim și la zilele recoltei. Recolta, pâinea, nu are culoare politică, așa că noi o oferim cu drag tuturora, fie că sunt din mediul rural, fie că sunt din mediul urban. Ce fel de pește e acolo? E somn, crăpuștean și plătică, cârjancă. Înțeles. Cât se fierbe? Auziți, asta nu există în timp, nu e friptură ca să asta. Ciorba e făcută pescărește și... Așa? 5 minute, 10 minute, cât să... Nu există timp calculat la ciorbă de pește. Ciorba de pește are specific cu ei, trebuie fiartă până se fierbe peștele ca lumea. Și legumele înainte sau după? Bineînțeles, înainte. Ce aveți acolo? Ciorbică de pește. De la Tulceni? De la Tulceni. Să știți că e deosebită. Dar am menționat către cei care au preparat-o. Dacă am spus așa că dacă iau și plim prin toate magazinele din Constanța, nu vom găsi niciun pește cu asemenea gust. Și e păcat, nu știu. Cum e? E foarte bună. Le-am mulțit domnii, nu știu de unde sunt. Tulcea. Din Tulcea. A plăcut mult, ne-au servit, le-am mulțumit și le-am urat mult spor înainte. Ce ați avut acolo? Ciorbă de pește. Ciorbă de pește. A avut de toate, tot ce... Da, și carne, și pește, inclusiv pește, da.